Nu uitați că la 100.000 de abonați avem un giveaway cu o mașină cu ajutorul celor de la Piese Auto Moreni. Aveți în descriere instrucțiunile. Să fiți abonați, să cumpărați ceva de la ei. Da, online, livrare rapidă, livrare în toată țara, prețuri competitive, mail și telefon, urmează site și mai avem un giveaway cu o mașină 0 km. Urmează și aia cât de curând să dăm detaliile. Dar astăzi o să vă prezint o chinezărie. Una care bate toate mașinile de pe pământul ăsta la feeling, la cum te face să te simți. O mașină demențială. Primul Lotus Emira din România. Lotus Emira First Edition. Este o chinezărie cu interior de Volvo și motor de Toyota. Și cu toate astea bate orice BMW. La feeling. La feeling. Atenție, la feeling. Nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe. Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe Mașini cu Luci Popa. Adu-o la serviciu să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor puternic rău de tot. Destul de... Power VR 1.9 TD, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-a ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul CarVertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la CarVertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu CarVertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Istoria Lotus este foarte, foarte bogată. Pe siglă, dacă te uiți, scrie CABC, Colin Anthony Bruce Chapman, care a fost fondatorul companiei. Era un inginer de geniu. A câștigat o grămadă de campionate în Formula 1 cu Clark, cu Hill, cu Fittipaldi, au câștigat cam tot ce se putea câștiga în Formula 1, au câștigat Indy 500, au câștigat de toate. Filozofia omului era simplă, simplify and add lightness, adică simplifică și fă o dracu mai ușoară, că așa o să fie mult mai bună. Dar nu acum mașini de 3, 4, 5 tone cu motoare plug-in hybrid sau electrice, vai mama lor, nu le simți deloc. Ei bine, de la un timp Lotus făcea niște mașini destul de învechite, Elise, Exige și Evora. Și Emira, observați că toate încep cu E. A înlocuit aceste trei modele și este singura mașină sport disponibilă, mașină sport, nu supercar, singura mașină sport pe care o fabrică Lotus acum și este singura sau ultima mașină cu motor termic amărgit. Se termină un capitol. Termină un capitol, din păcate. Asta e ultimul Lotus cu motor termic. Cine a cumpărat compania? Ei bine, nimeni altcineva decât Geely. Geely care are și Volvo, Geely care are și Polestar, Geely care are și Lincoln Cove, și Zeekr, și Proton, care este un brand. Malezian. Geely care are și taxiurile londoneze, care au aceleași butoane cu mașina asta. Și uite așa au reușit, sau să sperăm că au reușit să bage destul de mulți bani în companie, astfel încât să facă și ei un produs de calitate. Asta vom vedea acum, e primul Lotus pe care îl conduc. Și vă mai spun un lucru. În anii 80 erau multe mașini, mulți producători care se duceau la Lotus și îi rugau pe cei de la Lotus să tuneze, să modifice, să calibreze handling-ul mașinii, manevrabilitatea mașinii. După aia și-au dat seama că e o rușine să se ducă la Lotus, că ei nu pot să facă o calibrare, o mașină să se manevreze bine, așa că s-au dus în continuare la Lotus, n-au mai publicat faptul că handling-ul e făcut de către Lotus, dar tot era făcut de către Lotus. Iar acum, dacă te duci la pista lor de testare, o să vezi branduri consacrate, mărci consacrate, testând, pentru că Lotus încă face calibrarea suspensiei și a direcției pentru o grămadă de mașini moderne. Și de asta Lotus merită să trăiască. Avem Evija, care are 2000 de cai putere și electric, avem Eletre, care este SUV-ul electric foarte mare pe care îl face Lotus și avem bijuterii Scana asta. Abia aștept să merg. Abia aștept să pun mâna pe schimbătorul ăla manual. A băgați-ai automată. Mașina asta trebuia să vină pe piață ceva mai devreme. A fost prezentată în 2021, dar era plină pandemie. Apoi au venit criza de chipuri. Evident că chipurile s-au dus la Volvo, la Polestar, la Lincoln Cove, la Geely, la whatever, în loc să se ducă aici. Și după aceea au venit și niște probleme cu furnizorii. Deci, săraca mașinuță era să nu mai fie fabricată, dar uite că este aici. First Edition cu de toate. Hai să vă spun. La mașina asta aveai de ales între un motor AMG și un motor de Toyota Camry. Pe care îl alegi? Normal că pe ăla de Toyota Camry ești nebun la cap, dar nu să te alegi un pârnaie de 4 cilindri turbo de pe A45. Normal că V6 să sune mai bine. Ăsta este V6 automat. Păcat că e automat. Păcat. E o configurație foarte rară, pentru că majoritatea au suspensie sport, nu suspensie tur, și sunt manuale. Asta e automată și are suspensie tur. E un fel de mai mult GT-ul decât mașină sport. Dar o să vorbim și o să intrăm în pâine imediat. Asta este cheia. Față, spate, pe lateral scrie for drivers only, deci pentru ăștia care zic că mi-au BMW X6 de 400 de cai și rup tot, da, M50D și rup tot. Asta este for drivers, înțelegi? Nu este ca să le facă pe toate. Nu, asta este ca să te simți tu bine la volan. Așa o deschizi, dacă vrei să o deschizi, și cumva de aici scoți cheia fizică a mașinii. Dar mă rog, nu o să facem asta. Asta este cheia de Lotus. Se vede că e cheie de Lotus, că e deja scrijelită puțin. Apropo, mașina este de vânzare. 110.000 de euro. Cine vrea, singurul Lotus Emira din țară. Dacă vrei să-ți comanzi unul acum, îți vine peste nu știu cât timp. Am vrut să începem cu farurile, cum începem la fiecare review, doar că ghiși ce, mașina asta nu are contact, trebuie să o pornești ca să pornească farurile, nu merge fără contact, nu are contact efectiv, are doar accesorii și direct, bum, pornită. Ciudat. Apropo, vreau să-i mulțumesc lui Harry Potter pentru următoarea glumă. Mașina este de DB, da? Are DB la număr, este de Dăbuleni, pentru că este verde cu interior roșu. E o lubeniță, e o lubeniță mașina asta, da? Și acum, hai! Hai să începem cu farurile, lumini de zi, fază lungă LED, fază scurtă LED, lumini de vreme proastă LED care pornesc automat și dacă vrei să semnalizezi, atunci luminile de zi se transformă în semnalizări. Da. Hai, venim încoace. Avem semnalizări cu LED și în spate stopul 3D. Ce mi se pare mie că e cam, nu știu, nu e suficient de luminos LED-ul ăsta, adică putea să fie mai luminos. Când te apropii de mașină cu cheia în buzunar, se aprinde. Și aici, dacă vrei semnalizare, ai semnalizare fixă cu LED. Și luminile de ceață sunt aici, în partea de jos. Cam asta e Lotus Emira din punct de vedere al luminilor. Hai să-i testăm și claxonul, dacă toți suntem aici, să vedem dacă are claxon de Volvo sau de altceva. Ia, 3, 2, 1. Wow, da, e claxon de Volvo. Și dacă toți suntem la capitolul lumini, uitați aici, fraților. Maneta de lumini este 100% Volvo. Volvo, iar asta deștergătoare 100% Volvo. Mai aveți vreo nevoie de altă confirmare? Nu. Uite, butoanele de pe ușă 100% Volvo. Volvo, 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 Volvo. Aici este memorii. Volvo, 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 Volvo. Volvo. Continuăm cu garda la sol. Mașina are 17 cm aici în bot, ceea ce înseamnă că garda la sol e undeva la 13-14 cm. Oricum, și cele mai mici borduri vor fi o problemă pentru Lotusul ăsta, dar nu e nicio problemă că nu ți-e mașină sport ca să te urci cu ea pe borduri. Hai să vă mai arăt o chestie. Testerul de vopsea, oriunde l-ai pune, nu citește nimic. Asta pentru că toată caroseria e făcută din materiale compozite, n-are nici pic de metal, nici pic de metal. Tot șasiul este făcut din aluminiu, dar toată caroseria este făcută din material compozit. Și este a nu știu câta mașină pe care noi o filmăm, la care eu stau pe ciuci și mă uit la siglă în jos. Am filmat numai excepții. Uitați-vă cât de joasă e mașina asta, este absolut genial. Acum, avem niște prize de aer reale. Aici, priza de aer, prizele de fapt de aer reale, astea, scot aerul pe lângă mașină ca să nu intre în pasajul roții, să ajute aerodinamica. Prizele astea de aer, da, trag aer pe aici și împreună cu aerul cald de la radiatoare ies pe aici, pe la parbriz. Asta ajută aerodinamica. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,34-0,35 pe acolo, ceea ce înseamnă că are rezistență la înaintare foarte mare, pentru că, ghice, mașina produce forță de apăsare și forța de apăsare aduce după ea și rezistență la înaintare. Nu ne interesează pentru că e o mașină sport și trebuie să fie lipită de șosea. Apropo, motorul nu e aici, e median, ceea ce înseamnă că aici ar trebui să fie portbagajul, dar nu e. Nu poți să deschizi capota, nu poți, doar la fabrică, la Lotus sau la vreun dealer, cum a fost mașina asta care a fost luată din orașul unde a căzut Buda pe ăsta, știi? Deci, doar acolo. Altfel tu n-ai voie să deschizi capota față. Hai să vă arăt câteva detalii la Emira. Scrie Emira în far, pentru cine n-a văzut când am prezentat farurile aprinse, și seria de șasiu fiind o mașină de origine britanică, începe cu S. Vedeți? Seria de șasiu cu SCC nu prea mai vedeți decât la Lotusuri. Asta e un detaliu foarte șmecher. Jantele sunt destul de măricele, 20 de inci, dar nu par. Adică nu par jante de 20 de inci. Sunt Diamond Cut, așa vin pe First Edition și vin cu anvelope Goodyear Eagle F1 Super Sport. Asta pe suspensia Tour. Dacă îți iei suspensia Sport, poți să ai fie anvelopele astea, fie Michelin Pilot Sport Cap 2. Nu Cap 2R, nu semislicuri, Cap 2-uri, care o fac să fie ceva mai aderentă. Acum, asta v-am mai spus, e configurată să fie mai mult un GT, dar asta nu înseamnă că o să piardă din manevrabilitate. Pur și simplu va avea suspensia ceva mai bună pe drumurile noastre. 370 mm pe față, 4 pistonașe, discuri ventilate și perforate. Suspensie double wishbone față-spate și amortizoare pasive confortabile de data asta. Pe spate, anvelopele sunt mai late, 295 față de 245 pe față, evident că aici este toată puterea, aici ai nevoie de tracțiune. 350 mm pe spate și ai și etrier separat pentru frâna de parcare. Am avut eu o discuție cu cineva în comentarii la niște clipuri de ale mele, cum că dacă mașina are frână de mână normală și nu are frână de parcare, nu poate să aibă autohold. Dar autohold-ul îți ține presiunea în frânele normale, nu ține presiunea în frâna de parcare. Deci ai putea să ai mașină cu frână de parcare normală și autohold. Sunt anumite BMW-uri care au așa ceva. Deci se poate, dar să ai frână de mână normală, asta n-are, are frână de parcare, dar e posibil să ai frână de mână normale și autohold. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar mașina măsoară 4,4 m, adică fix cât o Mazda 3. Lată de 1,9 m, deci nu e chiar 2 metri, nu e foarte, foarte lată. Și măsoară 1,22 m înălțime. Am patament de 2,5 m, deci un Smart încape între roțile acestei mașini, între centrul roților, mă rog, e fix un Smart. Și cântărește 1480 de kg la gol. Nu e nici foarte ușoară, dar nici foarte grea. Acum până și Lotusurile trebuie să fie mai grele, că de norme de siguranță, airbag-uri, senzori, ramforsări, chestii din astea neinteresante care îngreunează mașinile și le fac mai neinteresante. Hai să continuăm un pic cu aerodinamica. Avem aici un prag destul de adânc, vine aerul pe aici și iese prin spate. Aerul intră în pasajul roții și iese pe aici. Poți să vezi exact ca la Lotus Evija, poți să vezi roata prin spate. Ce tare! Și acesta este spatele cu evacuările, mă rog, parțial, nu o să pun una pe ele că doar ce-a mers cu mașina și mie că mă fric, parțial reale, terminațiile sunt metalice, dar gurile de evacuare reale sunt acolo. Un difuzor care, într-adevăr, este difuzor adevărat, nu este fals, chiar ajută presiunea aerului să fie mai ridicată pe sub mașină ca să tragă mașina către asfalt. Și evident aici emblema Lotus cu un eleron sculptat direct în mașină, nu avem eleron activ. Mie mi se pare că e frumoasă, acum spuneți și vouă cum vi se pare în comentarii. Și evident, pentru că are motor aplasat median, admisia este pe lateral și seamănă cu admisia de pe McLaren Artura. Prima dată când văd un rezervor cu virgulă, declarat cu virgulă, adică 52,5 litri. Putea să pună 52, putea să pună 53, dar nu. A zis să pună exact cifra care contează. O coboară frumos și este dacă urcă. Și geamuri antiprost, avem și geamuri antiprost. Deci ce înseamnă siguranța de la Volvo? ai tot ce trebuie. Avem și emblema Emira aici cu First Edition și Number 1 aici. Dacă vedeți un Emira care nu are asta, nu e First Edition, dar o să mai treacă ceva timp până o să vedeți Emire non-First Edition, gen Second Edition, pentru că deocamdată au probleme în a le fabrica pe astea First Edition. Dacă în față nu avem portbagaj și în spate avem motorul, unde naiba este portbagajul? Ia uite. 151 de litri, o cască și aici probabil, da, e bateria de 12V a mașinii. Și evident, în spatele scaunelor, a, uite o chestie interesantă, nu vezi foarte des asta, ai arși, m-am ars, mai să văd dacă e plexiglas sau dacă e sticlă. E sticla adevărată între scaune și motor, probabil ca să nu ai zgomotul ăla de motor deranjant tot timpul când mergi cu mașina. Uite, maximum allowable mass in luggage compartment 50 de kg. Deci eu dacă mă băgam acum 3-4 ani în portbagaj, că loc am, nu depășeam masa maximă autorizată. Acum m-am mai îngrășat. Și evident aici, nu știu cât de bine se vede, există un slot, da? Între această sticlă și capacul portbagajului, ca să aibă aerul încins de la motor pe unde să iasă. E o mașină gândită. Evident că aerul mai iese și prin aceste grilaje desenate foarte frumos. După cum am spus, există două versiuni de motorizare pentru Lotus Emira. Un motor AMG și un motor de Toyota Camry. Din nou, pe care îl alegi? Evident pe ăla de pe Toyota Camry. Nu să alegi 2.0 M139 ăla umflat, dar de pe A45, cu tot cu transmisia aia, cu dublu ambreiaj, făcută în România. AMG, Speed și 8G DCT. Da? Nu o să le alegi pe alea. Normal că o să alegi V6, 6 cilindri, sună și mai bine, are alt cuplu și încă n-a apărut ăla de 4 pistoane, încă nu știm cum se va conduce. Aia va fi versiunea de bază cu 360 de cai putere. Mă rog, om trăi și om vedea. Noi avem motorizarea care trebuie, adică 2GR PE luată de pe Toyota Camry. Și nu vă gândiți că e luată de pe Toyota Camry, schimbat motorul făcut, nu. I-a adăugat băieții un compresor, l-a dus un 405 cai și au zis gata, asta este. 405 cai putere, se turează până la 6800, 420 Nm, suficient. Două transmisii, Aisin 6 trepte manuală, pe care nu avem astăzi, deși ar fi trebuit să o avem astăzi, din păcate. Și aceeași cutie de pe Toyota Camry, da? Un convertizor Aisin 6 rapoarte, care ăsta într-adevăr a mai fost calibrat ca să schimbe mai repede decât o transmisie de Toyota Camry. Manuala face 143, asta face 142, ambele prin 290 de km/h, deci ce mai vrei? Oricum mașina asta nu este despre cât de repede schimbi, că altfel nu i-ar mai fi pus manuală. Este vorba despre cum simți și cât de implicat ești tu. Asta este una dintre cele mai plăcute mașini la condus. Peste M2, peste Cayman, peste, ziceți voi o mașină și asta e mai mișto. Mai puțin Toyota GT86. Bine, peste Nissan Z, peste Toyota Supra, peste tot. Bine, e și mai scumpă, ce-i drept, dar ca dimensiuni și putere este pe acolo. Și vreți să știți principalul avantaj al mașinii astea? Nu motorul median, dar nu suspensia, nu calibrarea, deși și aia e. Nu, are direcție hidraulică, tati, n-are direcție electrică. Asta înseamnă că ar trebui să mi se ridice părul de pe mână atunci când aș conduce. Hai la interior. Observăm că ușile nu au rame la geamuri, evident. Nu se deschid în stil Lambo Doors, n-au vreun spectacol din ăsta, nu. Ele sunt niște uși făcute să intri în mașină. Și dezavantajul lui Evora, mașina pe care asta o înlocuiește direct, era interiorul. Și mai era și accesul la interior. Acum, ușa se deschide mult mai mult decât la Evora. Poți să intri foarte ușor în mașină. Scrie pe prag Emira aici și pragurile sunt mult mai joase decât erau la Evora. Dar din nou pentru un acces ceva mai facil. Materialele, fiți atenți aici. Piele. Îl am și pe Nelu Ciocărelu, vi-l arăt la interior. Capitonaj aici frumos. Avem sistemul de sonorizare KEF, așa se numește. KEF, K-E-F. Da, KEF. KEF avea la număr Carina Fetica, de la atelierul de detailing, avea chef că o chema Carina Elena Fetica. Cu 10 boxe. Versiunile standard, non-first edition, nu vin cu cheful, vin cu un sistem de sonorizare cu 7 boxe. Da? Aici avem grilă metalică din aia de poți să-ți rupi unghiile. Foarte tare. Butoane de Volvo, deci buton de Volvo, buton de Volvo, buton de Volvo, sfârcalete de Volvo, buton de Volvo, buton de Volvo și material moale cam peste tot. Plus capitonaj până și pe prag, da, mochetă până și pe prag. Cam așa. Hai să luăm loc la interior, dar înainte de asta, hai să arătăm scaunele. Sunt scaune sport din piele, seamănă puțin cu scaunele de pe Lamborghini, oarecum, dar mă rog, doar așa la aspect. Avem reglaje electrice peste tot și atât, reglaje electrice. Astea sunt scaunele, centurile mi se par un pic micuțe, tetierele sunt integrate. Dacă vrei să intri în interior, ai spătar din ăsta rabatabil, ai airbag-ul în scaun. Evora avea 4 locuri sau avea opțiune de 4 locuri, Emira nu mai are opțiune de 4 locuri pentru că înlocuiește și Elise și Exige care au cu 2 locuri, s-au gândit, las, nu-i mai punem 4 locuri. 4 locuri și motor median. Nu sunt multe mașini de pe pământul ăsta cu 4 locuri și motor median. Vreau să-mi spuneți voi în comentarii o mașină cu 4 locuri și motor median pe care o știți. Vă mai zic eu, una începe cu K. Hai să vedem ce mai avem aici. Butonul de portbagaj, mă rog, portbagaj între ghilimele, frâna de parcare electrică și înălțimea, mă rog, luminositatea panoului de bord. Pentru că nu are contact, mașina când te urci în ea pornește sistemul de climatizare. Că nu are contact și nu poți să-i pui contact, să pui climatizarea. Vezi? Dar nu poți să umbli, pur și simplu îți bagă niște aer acolo, până când pornești tu mașina. Acum, hai să o pornim, că avem nevoie de aer condiționat. Mașina de la martorul de SP e un Lotus, dar despre toate easter egg-urile astea o să vorbim imediat. Am pornit motorul, dar fiți atenți aici, cea mai stupidă chestie, da? Poți să pornești motorul prin slotul ăsta care, spuneți-mi voi a ce seamănă, spuneți-mi voi în comentarii a ce seamănă, da? Tragi de el, exact ca la Lamborghini, însă, fiți atenți aici, până așa vine peste tine, știi? E un pic deranjant, de ce nu rămâne? Îmi place că e amortizat, se simte de calitate, e vopsit cu roșu, dar de ce îți cade peste deget? Mă rog. Așa, hai să vedem, îi dăm auto, să vedem cât de repede bagă. Și într-adevăr, bagă repede, e o mașină cu o cabină mică, climatizarea e destul de bună, bagă tare. Ia fiți atenți aici, mergem la meniul de climatizare și fiți atenți aici. Atât aici, cât și aici, omulețul are o cască, da? Are o cască. Și acum hai să dăm pe 22 de grade, o scoatem de pe auto și să vedem cât de ușor este să umbli la chestia. Off și îi dăm pe 1. Gata. Pe 1 și îi dăm la cască și la picioare. Așa e sistemul de climatizare. Scaune încălzite și aici ce avem? Wow! Seamănă fontul cu ceva, seamănă cu Lincoln Cove la font. Ha, tare! Alt brand din grup. Ne întoarcem la sistemul de infotainment, hai să vorbim despre mașină. Și primul lucru, 20 de kg poți să pui în spate, deci o treime de Luci poți să pui în spate. 50 în portbagaj, 20 aici, 70 de kg de bagaje. Apropo, motorașele scaunelor foarte rapide. Foarte, foarte rapide, mai rapide decât la alte branduri. Poziția la volan e destul de interesantă, scaunele astea sunt destul de micuțe, deci eu dacă stau cu telefonul în buzunar și cu bani sau alte chestii, cheile, gata, eu nu stăteam confortabil. Acum e altceva, e altceva. Scaunele sunt destul de moi, au reglaj electric lombar și cam peste tot, nu avem memorie, că șoferul e numai 1, for drivers only, ați văzut pe cheie. Și șezutul este destul de lunguieț, dar poziția la volan e clar de mașină sport, joasă, volanul e gros, dar te descurci cu el, e teșit, are aici un marker roșu cum mai găsești la modele Porsche, cusături roșii și padele pe volan, însă ce Dumnezeu se întâmplă cu padelele astea? La Volvo, apropo, volanul e reglabil manual și se reglează foarte mult, n-am nimic împotrivă cu asta, mai scrie și Emira pe volan și sigla de pe volan este cu negru. Dar ce Dumnezeu e cu padelele astea? Padelele astea sunt în alt cod poștal. Efectiv, tu stai așa și vrei să ai padelele aici. Trebuie să te întinzi până la padele. Cred că mai bine din schimbător normal. Da, deci apropo, ca la Volvo. Ca la Volvo în trecut, dădeai de 2 ori ca să ajungi în drive, știi? Exact ca la Volvo-urile de acum 2, 3, 4, 5 ani. Manetele sunt de Volvo, butoanele sunt de Volvo, însă sunt din plastic din ala nelucios, așa cum am văzut pe Lincoln Cove. Aveți clipul meu cu Lincoln Cove 01 pe canal. Dar volanul e micuț, îmi place. Dacă media diametrului volanelor din industrie este 37 cm. Aici avem 35, exact cât are volanul GT Sport de la Porsche. Am învățat și ei ceva de acolo. Dar padelele astea sunt absolut oribile, absolut oribile. Cu direcție hidraulică. Bun, hai să vedem consola centrală. Dacă era Mihai aici, zicea că n-are loc. Emira scrie pe gurile de ventilație. Sunt guri de ventilație Emira, nu sunt altceva. Astea par luate de pe ceva, dar nu-mi dau seama de pe ce. Și butoanele astea la fel. Îmi scapă de pe ce ar putea fi luate. Mă rog, nu mai contează. Ideea este că se simt bine, chiar dacă sunt din plastic, nu sunt metalice și butoanele acolo ajungi destul de repede. Aici ai ceea ce probabil ar fi wireless charging, doar că nu e. Deci nu poți să-ți încarci telefonul, e doar un spațiu de depozitare. Ia. Doar un spațiu de depozitare. Ai modurile de rulare aici și fii atent să vă arăt o chestie interesantă. La Tour ai Powertrain Exhaust 1, Stability 3. Pe Sport ai Powertrain Exhaust 2, Stability 3. Pe Track ai Powertrain Exhaust, Stability 1. Și dacă apeși pe ăsta, Hold 2 Seconds to... Hold 2 Seconds. Da? Hold 2 Seconds. Dispare Stability-ul. Ha-ha! Ce tare! O să mergem cu ESP-ul pornit momentan, mai încolo vedem. Avarii, din nou, ăsta seamănă a buton de Volvo, sau mă rog, așa se simte. Iar aici, din nou, pare a fi ceva luat de la Volvo, dar nu contează. Ai stop, start, play, pauză și volum. Un buton destul de ok, dar pus prost, pentru că, de ce e pus prost? Este făcut să fie acționat cu cutia manuală. Da. Cutia automată, da. Asta clar e luată de la Volvo, cu decupajul ăsta să-ți bagi degetele prin el. Și de unde știm că e luat de la Volvo? E simplu. Te dai de 2 ori în drive, de 2 ori în reverse, o dată în neutru. Dacă vrei să schimbi vitezele, minus e în stânga, plus e în dreapta. Ce prostie! După ce că ai padelele astea depărtate, mai ai și stânga-dreapta la schimbător. Cea mai mare prostie. Se vede clar că mașina asta a fost gândită pentru cutie manuală. Fără padele, fără mizeria asta aici. Și aici avem un spațiu de depozitare. Însă la versiunea manuală, aici ai fi avut cutia și ai fi văzut printr-un grilaj cum lucrează cutia și ar fi arătat absolut demențial. Butonul de start, 2 suporturi de pahare, da, cu bază cauciucată și o cotieră destul de mică cu 2 USB-uri, un USB-A și un USB-C. Măcar ți-au dat opțiunea să fie și USB-A și USB-C. Torpedou avem un torpedou capitonat frumos, la. Și sigla Emira First Edition acolo, plus aici Twitter-ul pentru sistemul de sonorizare și evident First Edition aici la schimbător. Sunt atât de dezamăgit de schimbătorul ăsta încât mi-e greu să remarc First Edition. Și hai să vă mai arăt și câteva lotusisme, da? Uitați-vă la chestia asta, da? E o apă stare, plafon din alcantara, da? Și pe dreapta e la fel. Aici avem o parasolar, cusut, frumos, îmi dau un șapcă, asta e vina mea oricum, da? Fără oglindă. Fiind o mașină cu volan pe dreapta la bază, oglinda la șofer este aici. Și ai un click aici la luminiță. Și scârție când îl închizi, dar scârție doar la pasager, nu scârție și la șofer. Dacă ai o cască, plafonul este decupat aici ca să poți să stai cu cască și să te duci pe circuit. Ăsta este un lucru bun. Bă, dar mi-ar fi plăcut ca scaunele astea să aibă mai puțin reglaj lombar, adică în versiunea sa de bază să aibă foarte, foarte puțin suport lombar, așa cum îmi place mie. Nu e așa, dar în rest scaunele sunt ok. M-aș fi așteptat să aibă și o susținere laterală mai bună, cel puțin acum când stau pe loc, că atunci când merg, nu știu. Acesta este tabloul de bord la Lotus Emira. Bun, hai să vedem ce are. Are așa, G-uri, lap time, service, consum. Ia, consumul este de 12 consum mediu, navigație, favorite, chestii, da, e fond de Volvo ăsta, recent calls, merge bine. În stânga selectez cruise, limitări sau off, cruise și acum hai să vedem moduri de rulare. Tour, sport, frumos și track. E altceva. Se concentrează pe presiune și pe G-uri și treapta în care ești, turometru și viteza e mai micuță, că pe circuit nu te interesează viteza. Apropo, observați că sunt 43 de grade afară, nu? De-aia n-am vrut să filmăm noi de la început afară, dar mi-au dat muzica mai tare în parcare. Acesta este sistemul de infotainment. E un sistem de infotainment ok, cam bate soarele în el, nu e nicio problemă. Hai să vedem. Avem widget-uri și aici, setări de sunet, de sistem, connect și car, setări generale, exact cum găsiți la o mașină normală, nu cu atâtea sisteme. Și apropo, mai sunt setări general, sunt pe undeva setările de sisteme de asistență, care nu sunt foarte multe, pentru că mașina asta are direcție asistată hidraulic și nu poate să aibă multe sisteme de asistență, cum se întâmplă la mașinile cu direcție electrică. Bun, aici avem scurtăturile SC Off, Parking Assist Camera, Park Assist System. Ok, hai să vedem și camera de marș arier, piciorul pe frână, de 2 ori pentru reverse, asta e camera, de singurul unghi, ai indicații dinamice, dar sunt galbene, mi-aș propune să fie altă culoare, pentru că pe un asfalt ca ăsta nu se vede așa de ok. Apropo, acum am observat, butonul de recirculare aer este un Emira și el. Ok, hai ne întoarcem. Climatizarea ați văzut-o, uite aici, Emira. Ne întoarcem la Home, de fapt dacă mergem la climatizare și dăm aici, observăm câteva setări pentru climatizare în plus. Mergem iar la Home, mergem la aplicațiile normale, Apple CarPlay, Android Auto, navigație. Vedem cum e navigația normală de la Lotus. Seamănă cu Google Maps-ul de la Volvo. Seamănă un pic. Așa. Media, telefon, presiunea în anvelope, e foarte importantă la un Lotus. Performanță. Ia, fiți atent aici. În timp real. Așa. Ne ducem iar. Lap timer. Timpul pe circuit. Exact ce are nevoie de o mașină. Și știți de ce mai are nevoie de o mașină? De Apple CarPlay și Android Auto. Aici sunt notificările, dacă ai nevoie de notificări. Aici e semnalul la telefon, dacă e conectat. Și aici avem Apple CarPlay. Îți faci treaba cu el. Dacă are CarPlay, n-ai nicio problemă. Scrie aici Emira, nu scrie Lotus. Probabil că la Evija scrie Evija, nu scrie Lotus. Sunt curios de ce scrie Emira, nu scrie Lotus. În rest, totul merge bine, toate aplicațiile merg bine. Deci, na. Ăsta e sistemul de infotainment. Sistemul audio l-am testat, nu distorsionează. E foarte ok, nu distorsionează, dar mai bârie chestii prin interior. Important este că nu distorsionează. Eu zic că am terminat. Hai să mergem să conducem cea mai tare mașină de pe anul ăsta. Păcat că e automat. Înainte să mergem la condus, vreau să vă arăt o chestie interesantă. Deci mașina e pusă în parc acum și tu, ca să-i dai în drive, să dai de 2 ori așa. Tu trece în prima treaptă. Dar dacă ți-ai apăsat pe padela din dreapta, trece și așa în drive. Deci nu-i dai așa o dată. Și e o chestie, deci îi dai o dată, e M și rămâne în manual. Deci ți-a apăsat, rămâne în drive și dacă mai apeși o dată, deci e în drive acum, mai pași o dată, trece în manual. Drăguț. Și mai am un detaliu foarte interesant, dacă îți conectezi telefonul prin Apple CarPlay și Android Auto prin cablu, cotiera nu-ți mănâncă cablu, nu ți-l mușcă. Ai loc să treci cu cablu pe sub. Foarte mișto. Un detaliu nu găsești azi, încoate. Un detaliu pe care nu găsești la mașini foarte scumpe, nu că asta n-ar fi scumpă, dar nu găsești la producători care știu să facă mașini. Nu că Lotus n-ar fi să facă mașini, dar înțelegeți ce vreau să zic. Mașini, milioane de mașini. Lotus a vândut anul trecut 1500 de mașini și nu-ți prinde cablu. Alții au vândut milioane și îți prind cablu. Lotus Emira, în sfârșit, auto pe tur, mergem cu mâna pe gean ca băieții, bă, super confortabilă mașina, chiar dacă scaunele nu sunt cele mai comode, mi-ar fi plăcut mai puțină susținere laterală, lombară, scuze, și un pic mai multă laterală, dar direcția este, dumnezeiască, este dumnezeiască și poți să mergi cu ea liniștit, așa, la drum lung, n-ai treabă, frumos, uite, poți să faci o întoarcere, direcția e destul de grea la viteză mică. Apropo, hai să vă arăt o chestie, dar nu, cred că v-am spus-o deja în... Uite, vezi, de 2 ori trebuie să pui, da? Mi-a căzut volanul. Mi-a căzut volanul, că am uitat să-l... Asta e o mare stupizenie, cum se reglează volanul la asta. Bun, e foarte greu și risc să-ți prinzi degetul. Așa, vrei să o treci în treapta întâi? Ți-ai apăsat pe treaptă. Nu multă lume știe chestia asta. Nici nu știu dacă proprietarul știe chestia asta. Bun. Hai că vrem și noi să auzim cum e motorul, da? Să vedem cum se aude motorașul ăsta. Nu vrea neutru. nu vrea neutru din mers. Și ăsta nu e telefonul, sunt senzori de parcare, care la orice mașină nouă o iau razna. De aia Tesla n-a mai pus senzori de parcare, că n-avea rost. Bun, așa se aude motorul. Manual. Trecem în manual. Hai să vedem el. Schimbă singură, băga mea și piciorul. Bă, de tras trage. Trage lin, are cuplu de jos, ia să-i dăm a 6-a, fiind cu compresorul de la 2000, față de alte mașini cu turbo, asta e un pic moartă, dar are cuplu de jos, uite, cum dau a 5-a, nu e cea mai rapidă cutie de pe pământ. Dar suspensia e atât de bună, atât de bine calibrată, direcția devine ușoară. Asta e o mașină, cum se mai întâmplă pe la BMW-uri, așa și pe la altele, cu cât mergi mai tare, cu atât suspensia devine din ce în ce mai bună și lucrează din ce în ce mai bine. Uite, acum suntem pe... Bine, e suspensie pasivă, adică nu se schimbă dacă mergi cu ea pe tur. Deci am așa că suntem pe mod sport acum. Și chiar e bună suspensia tur pentru țările noastre, pentru orașul nostru, pentru țara noastră, țările noastre. În schimb, direcția devine grea, dar grea rău de tot, la viteze mici. Bă, dacă de ușoară se simte când urci în viteză, simte demențial. Uite cât de mișto e suspensia, uite cât de mișto e. Direcție, deci pui mașina fix unde vrei. Trebuie doar să te gândești unde vrei să o pui. Mi-a dat singură retrogradare. Interesant. Deci mașina nu era subturată. Și tu auzi, dacă nu dai geamurile jos, tu auzi doar admisia pe aici, nu auzi evacuarea, auzi admisia și compresorul care sunt în spatele tău. Ciobolanul! Era să călcăm șobolanul! Pe aici pe undeva e o groapă, de asta merg un pic mai încet și stau atent. Nu e cea mai rapidă cutie din lume, dar cui pasă? Apropo, se vede clar, se vede clar. Mașina asta are prea multe bube la cutie, adică schimbătorul și alte asemenea. Are prea multe bube ca să fi fost gândită să fie cu cutie, padelele depărtate, să schimbi în sus, așa, în dreapta. Se vede clar că a fost făcută să fie manuală și până și poziția e făcută astfel încât aici, da, tu n-ai loc unde să-ți odihnești piciorul, bine, ai, dar mi se pare că e un pic improvizat, mi se pare că era făcut, aici era locul de ambreiaj, e locul perfect pentru un ambreiaj și schimbătorul e fix unde ar trebui să fie. Uite ce cuplu are de jos așa, 0 turbolag, e o aspirată cu asistare, deci că e un mild hybrid aspirat, dacă mai există așa ceva în ziua de astăzi. Da, chiar, există mild hybrid aspirat, eu nu cred. Da? Mamă, și n-am mai simțit atâta feedback în volan de nu știu cât timp. Chiar că de nu știu cât timp. Uite, și ăsta e un drum vălurit și este atât de mișto să mergi pe el. Uite cum virează, uite cum virează drăcia. Upa! Poliția? Da. Oare ce-or face ei pe câmp? Poliția e pe câmp, poliția e pe câmp. Ura, lelița mea, poliția e pe câmp. Băi, deci asta e. Cum lucrează direcția cu suspensia la mașina asta, nu lucrează mai nimic de pe pământul ăsta. Efectiv, nu există. E, la viteze mici mașina asta poate fi un pic anostă. La viteze mari, mașina asta devine vie. Vie, 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 vie. Ah! Superbă. Mai puțin cu senzorii ăștia de parcare de căcat. Dar nu contează. Asta a fost Lotus Emira. Acum o să vă pună Bogdan și o porțiune de probă de condus din oraș. Lotus Emira, primul Lotus din viața mea. Floare de Lotus. Bă, dar de ce suntem pe auto? Hai pe manual, că... Na, nu, hai pe auto totuși. Dăm pe auto. Ne lasă domnul, ne lasă de la, domnul de la Audi. Ui! Se aude motorul în spate. Totuși... Enache! Filmează-l pe ăla! Enache! Mor! Mor, Enache! Salutare, Enache! Frumos în Belgia, e frumos, cum dracu să nu fie. Bun. Oh, ce nervoasă e pe tur. Ce senzație ciudată e motorul. Nu e chiar cea mai rafinată mașină din punct de vedere al sunetului. Și pedala de accelerație e un pic... Apropo, ci că n-are autohold. Și pedala de accelerație e un pic dură, așa, știi? Adică, cel puțin aici pe tur, pe modul de stradă, mașina n-ar vrea ea să se tureze chiar așa ușor. Dar, de virat, virează foarte bine, foarte ușor. Pe loc, direcția e grea, în momentul în care mărești pasul, direcția devine o plăcere. Dar cumva parcă nu e făcută să meargă pe tur. Adică, bine, poți să mergi cu ea pe auto, să-ți vezi treaba. Și să o lași să-și facă ea treaba. Da, pe tur nu e cea mai nervoasă mașină. Chiar deloc. Dar eu zic că ar trebui să schimbăm modul, să mergem doar pe manual, să nu mai lăsăm pe auto și să vedem exact cum e mașina. Faza e că am nimerit și noi singurul drum. Ia. Așa mai da. Așa mai da, ia să punem CarPlay-ul. Așa mai da. Răspunsul se îmbunătățește, direcția tot relativ ușoară este, dar se vede că e hidraulică, simți în ea, simți destul de mult. E o senzație foarte ciudată. Wow, uite cât a blind spot-ul mi-a pus oglinda asta. Da, e oglinda mare și e pusă jos, ai un unghi mort destul de mare cu ea. Trage, dar trage foarte lin, trage cam ca o aspirată. Suspensia, chiar și aici pe sport, foarte bună, foarte bine setată. Cursa pedalei de accelerație e foarte lungă, astfel încât tu să poți modula accelerația foarte bine, mai ales la ieșirile din viraj. Se simte direcția rapidă, directă, comunicativă, un pic cam dură la viteze și turații mici. Uite, am scos 0,6, 0,7, am scos chiar și aici. Fuge și un pic de fund. Are caracter. Un 4 cilindri de la AMG nu s-ar fi auzit așa niciodată. Șochează, dar te încântă. Pedala de frână nu are initial bite-ul ăla, așa cum îl vezi pe la mai multe mașini sport, super sport, ultra sport, ci când apeși pe pedală, trebuie să știi că trebuie să apeși mai mult dacă vrei să încetinești mai tare. Dar după ce se încarcă frâna, atunci poți să o modulezi mai bine și o simți mai bine. Repede ajungi la viteze mari, dar pentru că livratul puterii este instant, fiind un motor cu supraalimentare pe compresor, e altfel senzația, e foarte directă puterea, ai cuplu de jos, o simți parcă ar fi un motor mult mai mare, știi? Opa! Nebuno! Foarte mișto! Foarte, foarte mișto! Se vede că e o jucărie. Se vede că e calibrată de cineva care știe să facă mașini. Cutia nu e cea mai rapidă din lume, e un convertizor de la Aisin gândit pentru... Ia! Ia cum taie asta banda. Treptele lungi! Destul de lungi treptele, bine are doar 6, știi? Și când ești în limitare, ți-o schimbă. Nu te lasă să-i dai în limitare. Asta e un mare păcat. Dar uite, dacă vrei să mărești pasul în giratoriu și să virezi un pic mai tare, dar nu poți că ai un Ford Focus care ți-a tăiat calea. Mașina poate, mașina duce. Nu știu cum mi se pare sunetul motorului. Are caracter. Se simte supraalimentarea, se simte compresorul, se aude compresorul. Mi se pare că auzi, de fapt asta auzi, auzi admisia, n-auzi evacuarea la mașina asta. Evacuarea e acoperită de sunetul de admisie. Bă, dar ce controlabil e la ieșire din viraj. Cred că pe un drum virajat, pe drumul meu de test cu toate mașinile, ar fi o bucurie. De fapt, pe orice drum. Și chiar dacă scaunele, nu pot să spun că sunt cele mai comode de pe pământul ăsta. Dacă puneam niște scaune de Volvo, rupeau. Dar n-ai cum să faci scaune de Volvo pe o astfel de... Uite ce mișto! Ce mișto fuge! Și ce controlabilă e! Mult mai distractiv așa decât un Porsche Cayman sau Boxster. Mult. Consumul pe care l-a scos proprietarul în toată viața mașinii e de 12. Nu cred că e un consum exagerat de mare. Nu e niciun consum mic. Dacă gândește că e o mașină sport, e o mașină făcută să-i dai, să mergi cu ea, să te bucuri de ea. Să te bucuri de ea pe viraje, nu în altă parte. Pe viraje. Și pe măsură ce te înveți cu ea, observ că e din ce în ce mai controlabil. Mașina n-are nici pic de ruliu. Stă plantată. Efectiv stă plantată. E o Toyota MR2 actuală. Foarte mișto. Foarte mișto. Emira. Nu te mira cât de bună, la cât de bună este Emira. Ia, evacuarea cum face ea. Deschidem un pic geamul. Uite, mi-a schimbat acum, dar de ce? Se aude frumos V6-ul ăsta, se aude... A V6 e un pic mai musculos. Bine, are 400 de cai. Dar sunetul ăla de compresor parcă e un pic prea mult. Nu zic că e rău, doar că te sperii la un moment dat că auzi mai mult compresor decât motor. Ia. Sună a mini Nissan GT-R așa. Sună un pic a mini Nissan GT-R. M-aș putea obișnui cu o Emira. M-aș putea. Dar i-aș pune niște scaune de Porsche. Adevărul ăsta e. Și un volan de Porsche un pic mai subțire. Ăsta nu e rău. Are decupaje, dar padelele astea mă seacă. Nu pot să spun nici că Porsche are cele mai bune padele, că nu le are. Are padele bune, dar nu le are nici Porsche pe cele mai bune. Și ăsta e un pic enervant, că n-ai auto hold, că ai vrea să... Vezi cum sunt pedalele. Pedalele sunt destul de bine poziționate, în sensul că frâna e foarte sus și accelerația e foarte jos. Și când vrei să pui repede piciorul pe frână, trebuie să-l iei, să-l pui, nu poți să faci trecerea între. Ia, te se bagă? Nu se bagă. Băi, ești nebun, ce mașchiniță! Ce tare! Atât de ușor de controlat, atât de ușor. Hai, ne pregătim de încheiere. Ce mașini au făcut? Chinezii, bă, chinezii, eu că nu știu chinezii să facă mașini. Mergi tot înainte, da? De ce? Nu. Iau puțin înainte, da? Bine, de ce? Să zic după. Așa, zi. E o pisică acolo care stă speriată și nu poate să urce. Uite pisică și mă doare sufletul. Nu poate să urce? Nu poate să urce că e prea mică. O fi rănită? Ia, stai să vedem. 100% a lovit-o cineva. Zici tu că e lovită? Nu știu, dar dai ușor. Vezi dacă e rănită. Gata. A fugit? Da. Singură? Da, s-a speriat de mine. Ah, ce bine. Băi, n-ai, când am văzut-o că am trecut prima oară, bă, m-a durut sufletul și de mult vreau să se întorc în secunda 2. Doamne, deci n-aș suporta. Nu știu. Nici eu stăteam cu inima la gură să o găsim. Da, bine am făcut, bravo. Bucurăm o faptă bună pe ziua de astăzi. Bun, am revenit, acesta a fost Lotus Emira. Băi, ce mașinuță, este absolut vie. Are suflet, este absolut vie la viteze de la medii în sus. Așa ceva nu o să mai trăim prea curând. Ultimul Lotus cu motor termic, dar luați-o, fraților, manuală. Tu stai seama cum ar fi asta cu manuală, cu compresorul ăla. Of. Doar când mă gândesc. Și un motor de Toyota Camry. Să vedeți ce panoramă o să fie AMG-ul de 2 litri. Vezi ce pârnaie o să fie. Da, ok, ți-l modifici, ți-l duci în 500 și ceva de cai. Nu te interesează. Tot asta e, cu manuală. Suspensie tur, parcă n-aș lua suspensia sport, suspensie tur, cutie manuală. Pe asta trebuie să o iei. Asta este. Se aude frumușel. Se aude chiar frumos. Mulțumim pentru atenție. Aceasta a fost chinezăria noastră, Lotus Emira. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri, nu uitați că avem grupul de Telegram cu abonații, nu uitați să comentați, să dați un like, să vă abonați, să dați la alții, să faceți ce vreți voi. Vă mulțumesc! Fix acum am atins 666.000, știți, înțelegeți voi. Am făcut mulți abonați. 66.666. Suntem la 2/3 până la 100. Hai că putem să o facem. Vă mulțumesc, vă iubesc. Mulțumim lui Mihail pentru mașinuță. O are de vânzare, 110.000. Vă las eu Instagram-ul în descriere. O să vedeți și la mine pe Instagram și pe TikTok mașina. Da, cumpărați-o, luați-o. Aia e singura chestie, că trebuie să faceți revizia la Budapesta. Da, o faceți și voi în august, când vine cursa de Formula 1 și le îmbinați pe amândouă. Gata, v-am pupicat. Mașini cu Luci Popa se încheie.